CSM Dunărea părea să fie rezolvat partida cu Corona Brașov încă din prima repriză. Gazdele au punctat de 3 ori fără să primească vreun gol. Au urmat 2 reprize de secetă pentru dunăreni, care s-au văzut egalați. La penaltiuri, portarul Viorel Radu s-a dovedit decisiv. Da, bine, nu seamănă un meci cu altul, cum de altfel nu seamănă nicio repriză cu cealaltă. Eu mă așteptam să fie un meci greu. I-am luat repede, nu s-așteptau să joace așa bine echipa, cine știe, n-au fost nici ei pregătiți fizic. Portarul lor a făcut 2-3 greșeli și am înscris noi, dar în general am jucat bine. Repriza 3 am avut-o puțin mai slabă, dar este explicabil. Când joci numai cu 4 fundași, e greu să ții ritmul. Dar iată că până la urmă s-a dovedit că am... fost mai bun ca ei. Experiența este foarte importantă la hockey. Acest lucru a fost dovedit și de duelul purtat între Viorel Radu și portarul oaspeților, Tioche. Am declarat și înaintea acestei semifinale că este vorba de jocul portarilor aici. Echipele sunt sensibile egale ca și echipă, ca joc, ca sistem. Și portarii vor fi cei care vor decide soarta unui meci. La hockey pe gheață, portarul este mai mult de jumătate din echipă considerată. Campioana României are nevoie de victorie și în cel de-al doilea meci de la Galați pentru a merge la Brașov cu scorul de 2-0 în întâlnirile directe.